Slavă Tatălui, slavă Fiului, slavă Duhului Sfânt. Amin. Dragi credincioși, vă invit cu respect să deschideți Cartea Sfântă Biblia, dacă o aveți cu dumneavoastră, dacă nu să urmăriți acele monitoare, unde va fi expus cuvântul Domnului, pe care îl voi citi din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Pagina în Biblie 1053. Toma. Zis, geamănul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns: Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, a dus degetul încoace și uităte te la mâinile mele și a dus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Duminica aceasta este numită Duminica Tomii, sau Duminica Tomiștilor. De multe ori și în multe rânduri, creștinii amintindu-și de această Duminică sau de acest apostol, au început să le eticheteze în fel și formă, chiar și teologi, numindu-l Toma Necredinciosul. Toma Îndoielnicu. Cine este Toma? Știm că Domnul Iisus Hristos a avut 12 apostoli pe care El și-a ales. După cum a afirmat chiar El însuși, nu v-am ales eu pe toți cei 12 și cum de unul din voi este un drac. Referindu-se la Iuda, cel care l-a și vândut pe Domnul Iisus Hristos. Nu știm prea multe despre Toma, pentru că cei trei evangeliști, Matei, Marcu și Luca, nu ne spun nimic despre Toma. Singurul care vorbește despre Toma este apostolul Ioan, cel mai tânăr dintre apostoli, singurul care a murit de moarte naturală. El este singurul care vorbește despre Toma. În câteva locuri în Evanghelia sa ne amintește despre Toma. Nu știm de unde este Toma, din ce parte a Israelului. Nu știm exact, părinții, nu știm absolut nimic despre Toma decât câteva relatări pe care le face Ioan privind aceast, această persoană. De exemplu, se vorbește despre Toma în alți termeni de cum îl judecăm noi unii, ca fiind necredinciosul. Ci Ioan vorbește despre Toma ca fiind unul foarte atașat de Isus. De exemplu, în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 11, când Iisus se duce să-L învie pe Lazar, la un moment dat Domnul Iisus vorbește cu ucenicii, fiind la o distanță oarecare de Lazar, de locul unde era Lazar, le spune ucenicilor, aș vrea să ne întoarcem în Iudeea, aș vrea să mergem în Iudeea să-L vizităm pe prietenul nostru Lazar. Doamne, i-au zis ceilalți ucenici, cum să ne întoarcem în Iudea? Numai ce am fost în Iudea și Iudei au vrut să te omoare cu pietre. De ce vrei să ne întoarcem în Iudea? Hristos avea o motivație exactă pentru ce să se întoarcă în Iudea. Însă ucenicii încearcă să-L oprească. Văzând că Isus este de neoprit și a zis, mă duc să-L trezesc pe Lazar. Apoi le spune, Lazar a murit. Și așa mai departe. În acel dialog, la un moment dat, unul singur este gata să meargă cu Domnul Isus în Iudeea. Ceilalți parcă n-au curajul. Știți cine este? Toma. Iată ce zice Toma. Atunci Toma zis geamănul. Asta înseamnă care are mulți uh, gemeni. Nu știm dacă Toma a avut un frate sau o soră geamănă. Cei mai mulți teologi sunt de acord că Toma ar fi avut o soră care semăna leit cu el și de aceea îi ziceau Toma a zis geamănă. Dar nu asta este important. Iată ce zice Toma. Toma a zis geamănă, a zis celorlalți ucenici, i-a încurajat. Haidem să mergem și noi să murim cu el. Cu cine? Cu Isus. În caz că Isus va fi omorât cu pietre, să nu moară singur, murim și noi cu el. Și el este motorul, el este cel care încurajează pe ceilalți, haideți să mergem și noi împreună să murim cu el. Toma este cel care în Ioan capitolul 14, în timp ce Domnul Iisus vorbește și încurajează pe ucenici să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Doamne, a zis Toma, unde te duci? Când ai mers în Iudeea, știam și am zis că mergem să murim împreună cu tine. Acum că nu știu unde te duci, tare aș vrea să știu unde te duci, că vreau să vin și eu cu tine. Și apoi, un al treilea moment. Este momentul din Ioan, capitolul 20, pe care l-am citit, unde îl vedem pe Toma într-un mod diferit de cum l-a prezentat Ioan până acum. Ca fiind unul îndoielnic, ca fiind unul care nu se mai duce la întâlnire, ca fiind unul care ajunge atât de sceptic încât zice vreau o experiență empirică. Vreau să-l ating, vreau să-l văd, pentru că eu altfel nu cred. În această dimineață mi-am intitulat mesajul Toma în căutarea Hristosului înviat. Eu vreau să te întreb, vrei să-L întâlnești pe Hristosul adevărat? Și dacă da, aș vrea să vedem ce a făcut Toma că s-a întâlnit cu Hristos. Ce trebuie să facă un om să se întâlnească cu Isus Hristos? Se mai pot întâlni astăzi distanță de 2000 și mai bine de ani oamenii cu Hristos? Cum să-l întâlnesc eu pe Hristos dacă nu-l văd, dacă nu-l ating, într-o formă vizibilă? Despre ce întâlnire vorbești, pastore, că pot să mă întâlnesc cu Isus Hristos? Există posibilitatea unei întâlniri cu El? Despre aceasta aș vrea să predic în această dimineață și aș vrea, prin harul și lumina lui Dumnezeu, care am primit-o chiar și aici, stând pe scaun, să vă împărtășesc câteva lucruri. Prin care îl putem întâlni pe Hristos. Să știți că Hristos poate fi întâlnit într-un mod spiritual. Noi, oamenii, nu suntem doar materie. Noi, ca și materie, avem cele cinci simțuri: văz, auz, pipăit, gust și miros. Cu aceste cinci simțuri eu pot să percep lumea materială. De aceea Dumnezeu mi-a dat și cinci degete. Fiecare deget are o legătură foarte strânsă cu organismul. Fiecare deget luat în parte, dacă un om își pierde un deget, tot trupul suferă. Prin urmare, avem cele cinci simțuri, dar creștinul sau omul spiritual are un al șaselea simț. Dumnezeu nu ne-a creat numai materie, ne-a dat cele cinci simțuri să putem percepe lumea asta materială, să pot să simt, da? Am pus mâna pe ceva și simt. Amvonul acesta este din lemn. Pot să pun mâna pe o hârtie. Hârtia asta. O simt, avem simțuri. Dar omul nu-i numai materie, să aibă gust, miros, auz, văz, pipăit, ci omul are și sentimente, omul este spiritual. Avem în noi o parte spirituală, despre această parte spirituală vorbește și Apostolul Pavel, despre omul lăuntric. Și când vorbim despre credință, nu ne referim la aspectul sau la cele cinci simțuri fizice care le-a pus Dumnezeu pentru ca să ne descurcăm în lumea aceasta. Ci Dumnezeu vorbește despre omul lăuntric, despre omul acela interior care are nevoie de Dumnezeu, despre sufletul nostru care nu se satură cu lucrurile care le oferă cele cinci simțuri, ci care au nevoie de Dumnezeu, omul lăuntric. Ce a făcut Toma să se întâlnească cu Domnul Isus? Și aș vrea să subliniez, Primul lucru care l-a făcut Toma ca să se întâlnească cu Domnul Isus a trebuit să meargă la biserică. De ce Isus nu l-a căutat pe Toma acolo unde era? Nu știm unde a fost Toma. Știm că n-a fost la biserică. Dar nu știm unde a fost. De ce Domnul Isus Hristos nu s-a dus să-l caute pe Toma să-i zică Toma, vino la biserică? Primul lucru care trebuie să-l facem. Ca să ne întâlnim cu Isus Hristos, este să venim la biserică. Știți ce am constatat? Sondajele astăzi ne spun că prezența românilor, americanilor, a oamenilor la biserică este mult mai slabă de acum 20 de ani. Că oamenii acum 20 de ani erau mult mai bisericoși, veneau mult mai des la biserică. Lucrul acesta îl constatăm fără sondaje de opinie. Poți să-l constat ușor în Biserica Muntele Sionului. Am crezut că după pandemie, după ce am învățat o lecție foarte drastică, că se pot închide chiar bisericile, că nu ni se poate permite să mai venim într-un locaj de închinare, ci trebuie să ne întâlnim în afara zidurilor și la distanță de câțiva metri unii față de alții, M-am gândit că după ce trecem prin trauma asta, nu o să mai avem probleme cu prezența în biserică. M-am gândit că atât dimineața cât și după masă o să fie arhi plină biserica. Ce m-am înșelat? Constatând că trecând această criză, trecând această situație, uitându-mă peste biserică chiar și în dimineața de astăzi, Mă bucur că sunt mulți, pot să zic că sunt mulți, dar nu sunt suficienți de mulți încât toate scaunele să fie ocupate de cineva. Mai sunt încă locuri goale și mă întreb oare de ce. N-am să mă refer de data aceasta la creștinii care sunt bolnavi, cum este cazul sorei Dorca pe care chiar ați văzut-o. Am vizitat-o și mi-a spus în felul următor, am avut foarte multe lucruri materiale. Am avut foarte mulți bani. Am avut tot ce mi-am dorit. Vreau să spun un lucru și m-a privit cu lacrimi, totul este goană după vânt. Și foarte adevărat. Poți să ai toți banii, poți să ai oricât, totul e goană după vânt. Concluzia aceasta a tras-o toți cei care au fost bogați cum este cazul lui Steve Jobs, cum este cazul, știu eu, a multor oameni, n-am să le dau numele lor. Dar toți au ajuns la aceeași concluzie. Totul e goană după vânt. Adică, ce e goană după vânt? Fugă după nimic. Ca și la fotbal, fugi după un gol. Fugi după nimic. Totul e goană după vânt. Apoi zice, tot ce-mi doresc acum, nu-i neapărat să-mi dea Domnul vindecare. Dacă mi-o dă slăvi să fie Domnul. Tot ce îmi doresc acum este să mai pot măcar o dată să vin la adunare. Măcar o dată. Și ați auzit? mi e așa de dor și de locurile goale, mi e așa de dor și de frați. Știi când aș să dai seama ce importantă e biserica? Când nu o să mai pot să vin. Când nu o să mai pot să vin, o să-mi dau seama ce importantă este biserica. Se pare că această problemă a prezenței sau absenței la biserică au avut-o și creștinii primari. În Evrei 10 cu 25 scrie așa, să nu părăsim adunarea, cum au unii, ce prost obicei. Există obiceiuri bune și există obiceiuri care nu sunt bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii, obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții să venim la adunare. Aș vrea să vedem câteva lucruri. Care sunt motivele pentru care tomiștii nu mai vin la biserică? Nu mă refer la oamenii bolnavi, nu mă refer la bătrânii care nu mai pot să vină, ci mă refer la oamenii care sunt sănătoși, care nu sunt la lucru astăzi, care pot să vină la biserică și totuși nu vin, stau acasă. Eu nu știu cum poți să stai acasă când știi că este slujbă. Eu nu pot. Nici măcar când mă duc în vacanță. Nevastă mi-a tot timpul îmi spune, mă, dar măcar acum că suntem în vacanță, stai și tu aici liniștit. Nu pot că e duminică, trebuie să caut o biserică, să mergem la o biserică. Mergem la slujbă și după aia continuăm vacanța. Putem să luăm vacanță și la vacanță și să mergem la biserică. Care sunt motivele pentru care unii nu vin la biserică? Care au fost motivele lui Toma? Și aș vrea să mi-am notat aici câteva motive. Primul motiv al lui Toma pentru care a lipsit de la biserică a fost știind că Isus nu mai e prezent în biserică. În momentele când atmosfera bisericii nu mai este hristică, ci este o atmosferă firească, oamenii încep să lase mai încet cu biserica. Știți de ce biserica în trecut era plină? Eram copil, eram la liceul 5 și săream gardul de la liceul 5 ca să mă duc, că atunci era doar biserica Maranata. Biserica era arhiplină, dacă n-ajungeai pe la 8 jumate, nu mai aveai locuri. Creștinii mergeau la biserică. Intram în biserică, dar atmosfera din biserică de atunci, eu nu știam problemele de atunci și bine că nu le-am știut, că erau și atunci probleme. Dar atmosfera aia din biserică, cântatul acela, parcă așa cum a rugăciunile acelea înflăcărate și acum era o prezență a manifestării lui Iisus Hristos într-un mod deosebit de cum este azi. Și nu vreau să supăr pe nimeni, dar simt din ce în ce mai tare că tot mai slabă e manifestarea prezenței lui Hristos și tot mai tare e manifestarea firească într-o biserică. Dorințele de afirmare, dorințele de a ieși în față, dorințele de a cânta atunci când e slujba mai încărcată, când sunt evenimentele mai mari, atunci nu mai știm cum să facem să-i punem să slujească. Iar joia, iar în alte seri, când nu sunt slujbele interesante, nu ai pe cine aproape să pui să cânte. De ce există această diferență? Când Hristos se manifestă în biserică, când El este prezent în biserică, nimeni n-ar sta acasă. Dar Toma a zis, Hristos a murit. Hristos nu-i mai prezent între ucenici, să adună doar ucenicii. Nu-i mai nicio manifestare cristică acolo. Unii sunt doielnici, alții sunt nemulțumiți și tot felul de stări din acestea firești. Pentru că Isus lipsea. Dragii mei, ce-mi doresc cel mai mult este manifestarea lui Iisus în mijlocul nostru. Sunt oameni care vin aici de prima dată, dar care vin de prima dată și dacă nu mai vin să rămână cu acea amintire, am fost în acea biserică și acolo l-am simțit pe Dumnezeu că m-a cercetat. Dacă noi îl lăsăm pe Isus să se manifeste între noi, nu vor mai lipsi oamenii de la biserică. Dacă unii încearcă să facă biserica lumească și lumea bisericească numai ca să-și țină oamenii în biserică, greșesc fundamental. Eu nu trebuie să fac sau să, să mulez biserica după forma lumii. Adică să fac biserica să semene cu lumea ca lumea să vină la biserică. Nu mă duc la disco că m-am pocăit. Eu n-am fost niciodată dar încerc să aduc o formă de disco creștin în biserică, încât nu să mi se miște inima, ci să mi se miște piciorul, să am așa o, o plăcere, mă duc acolo că îmi place, muzica aia, zice, e trepidantă, zice, acolo nu mai dormi. Dar dacă vin într-o biserică unde muzica e mai liniștită, te apucă somnul transformăm atmosfera aia cristică într-una firească, lumească, numai ca lumea să vină la biserică. Nu-mi doresc tinerii să plece din biserică, nu-mi doresc lucrul acesta, dar nici nu-mi doresc să transform biserica lui Hristos, să facă o atmosferă lumească, numai ca lumea să rămână în biserică. Mă înțelegeți? Iisus Hristos trebuie să se manifeste în biserica muntele Sionului. Iisus Hristos trebuie să fie simțit aici, trebuie să fie onorat aici, trebuie să mă conformez principiilor Lui și nu să-L transform pe El robul meu și să-L conving pe El că trebuie să fac așa, că vremurile s-au schimbat. În momentul când Iisus s-a prezentat în biserică, Toma a simțit ceva. Nu știa că vine Domnul. O duminică a lipsit de la biserică și a pierdut. Un al doilea motiv pentru care unii lipsesc de la biserică este că le-a apărut în inimă îndoiala și necredința. Dragii mei, Toma nu crede în înviere. Pentru el învierea este un mit. Pentru el, pentru Toma, pentru tomiști, învierea este ireală. Cum să învie un mort? Și a început să apară îndoiala. În viața noastră de creștin pot să apară îndoieli. Să nu-mi spuneți că există aici cineva care n-a trecut prin valea aceasta îndoielilor. Oamenii lui Dumnezeu au trecut prin îndoieli. Ioan Botezătorul se găsește în temniță acum și în timp ce este în temniță, după ce el propovăduiește la Iordan și spune acesta e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Am auzit glasul lui Dumnezeu, nu sunt vrednic să-ți dezlecureau lor din închisoare. Îl întreabă, îi întreabă pe unul din ucenicii lui Ioan, du-te și vezi, el este? Trecea și el prin momente de îndoială, trecem prin momente de îndoială. Și cei mai trist că momentele astea de îndoială vin funcție de situațiile care îi se întâmplă în viață. Ne-a murit cineva drag, dar de ce l-a luat Dumnezeu? Nu putea Dumnezeu să-l mai lase? De ce mi-a luat Dumnezeu copilul? De ce mi-a luat soția? De ce mi-a luat soțul? De ce? Și apar tot felul. De ce am pierdut în business? De ce mi s-a dus sănătatea? De ce? De ce? Și toate aceste lucruri firești aduc în noi îndoială. Și nu mai venim la biserică. Și asta este o tristețe, pentru că soluția ca să dispară îndoiala nu-i să rămâi acasă, nu-i să te izolezi de frați. Izolarea distruge. Dacă încerci să te închizi în tine și nu vrei să te deschizi, te vei zdrobi singur. Un alt motiv pentru care frații nu vin la biserică este lipsa încrederii în ceea ce se spune. Frații spun, predică de aici, dar tu nu crezi ce se predică. Un alt motiv este secularizarea societății. Știți de ce se răresc frații în biserică? Că ne e bine, mă, fraților. Ne e foarte bine. Că dacă nu ne-ar fi așa de bine, să vezi ce am venit la biserică. Dar cu frigiderele pline, cu mașinile bengose, cum ziceți. Ce biserică îți mai trebuie? Când am sănătate, am casă, am lux, am confort, am mâncare, am tot ce întreabă, am mașină tare, am familie, sănătoasă. ce biserică îți mai trebuie? Secularizarea societății duce la această problemă. Frații nu mai au pasiunii pasiune să vină la biserică. Lipsa reformei în biserică. Biserica are nevoie de o reformă. Și când vorbesc de reformă, mă refer la faptul de a nu ajunge niciodată să practicăm niște slujbe din inerție. Un fel de ritual obișnuit. Știți ce l-a făcut pe Eli să devină plictisit și obosit la propriile slujbe și să nu mai aibă chef de Dumnezeu și făcea slujbele așa numai să le fie făcute. Când ajungi într-un fel de monotonie religioasă, un fel de obișnuit, când nu mai schimbi nimic nici în viața ta spirituală, ci toate merg așa din inerție, riși să devii monoton și monotonia distruge. E nevoie de o reformă. Iată ce spune nevrei capitolul 6, vă rog să-mi puneți versetul 1. Ascultați, Biserica Domnului este o biserică dinamică, este o biserică în schimbare, o biserică în care tot timpul te fascinează ceva, te face curios ceva, n-ajungi niciodată la plictiseală, viața cu Dumnezeu este la fel. Auziți, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale Lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Ce vrea să spun aici versetul ăsta? Fraților, să nu tot propovăduim aceleași lucruri și să nu ne mai schimbăm niciodată. Păi noi tot le spunem și tot nu ne schimbăm. Tot le predicăm și tot nu ne schimbăm. Ci să mergem spre cele desăvârșite, adică să încercăm să creștem spiritual. Creștinismul nu este static, este dinamic. Dacă tot despre batic pe cap trebuie să predicăm, dacă tot despre băutură, despre alcool, despre droguri, despre astea trebuie să predicăm și nu mai predicăm lucruri mai tari, lucruri mai importante, păi când o, să, când o să ajungem la celelalte desăvârșite? Tu trebuie să știi în momentul când te-ai pocăit că trebuie să te îmbraci cum să plași Domnului în primul rând, că trebuie să vorbești cum să plași Domnului, dar noi nu tot asta trebuie să predicăm, asta trebuie să le știi deja. Reformă în biserică înseamnă uneori chiar schimbarea. Când vorbesc despre schimbare, mă refer la o schimbare a formei, nu a dogmei. Nu este niciun păcat să te rogi în orice poziție, în picioare, cu capul între genunchi, pe genunchi, oricum, dar roagă -te. Forma nu are de-a face cu nimic, Ce esența e rugăciunea. Pentru că formele nu te mântuiesc. Dar dogma, învățătura sănătoasă, da. Și de aceea aș vrea să eliminăm orice formă de plictiseală din biserică. Mă rog lui Dumnezeu ca El să o facă, să ne dea în lumină și înțelepciune. Fără ca să zdrobim principii sfinte și să ne abatem de la ceea ce este sfânt. Atât de tare ne-am obișnuit cu formele noastre, încât credem că sunt mai sfinte decât Sfânta Scriptură. Și lucrul acesta poate să dăuneze. Un alt lucru care îl face pe Thomas să nu mai vină la biserică s-ar putea să fie calitatea liderilor. Căderea unor lideri care au fost cândva repere pot să dăuneze prezența unor în biserică. Așa cum ați auzit și cum nu sunteți străini, de faptul că Ați ascultat de anumiți lideri care au căzut. Și este rușinos. Chiar dintre ai noștri. Este atât de rușinos să auzi și când aude un Tom mai slab, zice: Păi eu nu mă mai duc la biserică. Păi dacă lui se întâmplă unui lider, îi se întâmplă așa ceva. Fapt 5 cu 36, Apostolul Pavel semnalează lucrul acesta și spune: Apostolul spune acolo: Știți că nu de nu, Apostolul Pavel. Petru spune, știți că nu demult s-a evit Teuda. Era un lider. Dar fiindcă lucrarea nu venea de la Dumnezeu, știți ce s-a întâmplat? Căderea a fost nu numai a lui, ci și a membrilor. Pătrunderea imoralității în biserică. Matei 24 cu 12. Din cauza înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Știți? Divorțul în casa Domnului, acum 25 de ani, când eram aici, era nepermis. Au trecut de atunci 24 de ani. Și acum, în multe biserici, divorțul este permis. Încercăm să-l justificăm. Încercăm să-l machiem. Încercăm să-l facem oricum. Și nu numai asta. Trăiri păcătoase între tineri sau vârstnici, pătrunderea imoralității. Aș vrea Dumnezeu să ne trezească. Experiențe negative în relații cu alți credincioși. Adică tu ești pocăit, eu sunt pocăit, am ajuns să facem business împreună. Mi-ai cerut bani, ți-am dat bani împrumut și tu nu mi-i mai dai înapoi. Și trec ani și ani și te sun, Băi, dar experiență negativă. Și nu e numai acest exemplu. Pot să vă dau și alte exemple. Eu mă gândesc că aici nu se întâmplă în muntele Sionului. Dar într-o zi am venit la biserică și am primit un bilet încă de la intrare dat de ușieri. Nu erau din biserica noastră, erau din altă parte. Domnule, vă rog să interveniți, pentru că fratele meu i-am dat bani împrumut acum câți ani, nu știu câți ani, și nu mai vrea să-mi dea bani înapoi. Și Răspunsul mi-a venit imediat. Omule, cine m-a pus pe mine împărțitor peste averile voastre? Rezolvați-vă problema. Dar experiențele negative, să știți că îi fac pe alții să nu mai vină la biserică. Și un ultim lucru care mi-l notez aici, dezamăgiri în așteptări. Eu am crezut că Domnul va face așa. Dar Domnul nu face așa cum vreau eu. Dumnezeu face cum vrea El. Și aș vrea Dumnezeu să facă cum vrea El. Amin. Pentru că nu noi dăm lecții lui Dumnezeu cum să lucreze și ce să facă. Dumnezeu are planul lui binecuvântat să fie Dumnezeu. Ce pierd cei care nu vin la Biserică? Oare pierd ceva? Sigur că pierd. Știți? E așa de important să vii la biserică, nu numai când ai nevoie de biserică. mi amintesc că cineva mi-a povestit o întâmplare, dacă e reală sau nu, nu știu. Dar zice că cineva s-a dus la păstor și a spus, frate păstor, a murit fratele meu și aș vrea să-l înmormântez. Dar cum îl cheamă pe fratele tău, la întrebat păstorul? Păi îl cheamă așa. Dar fratele tău, ce deci era membru la noi la biserică, că eu nu mă amintesc de el. Păi nu a fost membru, dar dacă sunt eu, vă rog în numele meu, faceți pentru el în mormântare. Și vă rog să-l lăsați să facem în în biserică. Păstorul s-a apropiat de el, s-a uitat la el și a zis el, o mai fost așa, mai rar, o mai fost, dar poate nu l-ați văzut dumneavoastră. Păstorul când a ajuns acolo s-a uitat în sicriu, l-a văzut și zice, eu nu-l cunosc pe ăsta, eu nu prea l-am văzut la biserică pe ăsta. Păi zice, nu l-ați văzut, nici acum n-ar fi venit la biserică, dar l-am adus noi. Unii nici morți nu vor să vină la biserică, mai că îi aduc alții. Dragii mei, ce pierd cei ce nu vin la biserică? În primul rând, pierd ocazia de a se întâlni personal cu Isus Hristos. Știi de ce am venit azi la biserică? Da, am venit să mă întâlnesc și cu frații, și cu surorile, cu toți, să vă văd, mă bucur. Dar am venit în primul rând să mă întâlnesc cu Isus Hristos. Și dacă vii cu dorința asta în piept, să știi că îl întâlnești pe Isus. Dacă vii cu alte dorințe, n-ai să-L întâlnești. Dacă ai venit deja cu idei preconcepute, a, păi știu eu cum e slujba, deja s-a obișnuit cu ea, știu eu ce o să predice, știu eu cu tare. Dacă în timpul slujbei ești mereu nemulțumit și nu te gândești la Hristos, te gândești la, știu eu, o greșeală care a făcut o făcut-o careva, un gest. N-ai să-L te întâlnești cu Isus. Eu am venit să mă întâlnesc cu Isus Hristos. Știți ce mai pierde Toma? Ce a pierdut Toma când a venit? A pierdut pacea. De două ori ni se spune în Biblie că în seara aceea când Toma lipsea, Iisus s-a prezentat în mijlocul lor și le-a spus pace vouă. De două ori. Ioan 20 cu 19 și Ioan 20 cu 21. Toma nu-i prezent la adunare. Iisus se prezintă exact în mijlocul lor. Și prima dată, pace vouă. Și după aceea, a doua pace vouă. Știți ce? Prin, prin acest cuvânt al lui Isus care este puternic, li s-a transmis ucenicilor o pace, o pace lăuntrică de care aveau nevoie pentru că erau tulburați. Când nu vii la biserică, pierzi pacea. Pacea care o dă Dumnezeu. Știi, când vin aici la biserică, găsesc o pace. Și de-am venit tulburat, și de-am venit bolnav, și de-am venit necăjit. Dar dacă vin și-i prezent el aici, mi se transmite o pace sufletească. Vreau să te întreb, cum te simți acum? Ai ai pace sau n-ai pace? Și mă rog în această dimineață, Isus Hristos, să reverse pace peste noi. Un alt lucru care l-a pierdut. A pierdut ocazia umplerii cu Duhul Sfânt. În același context seara, Isus spune Ioan că a suflat peste ucenici și a zis, luați Duhul Sfânt. Toma nu era acolo. Când vii la o biserică, întotdeauna când nu... Isus poate să meargă și în altă parte, dar uite că nu merge, El vine la biserică. Isus nu s-a dus să-L caute pe Toma, ci Toma a trebuit să vină să se întâlnească cu Isus. A suflat peste ei și a zis, luați Duhul Sfânt. Și s-a umplut de Duhul Sfânt, de putere, de bucurie. Îi vedem pe ucenici joviali. Toma, Toma, am via Domnul. El foarte plictisit. Nu cred. Pentru că un om lipsit de Duhul Sfânt nu mai are nicio pasiune, nicio bucurie, nici un chef, dacă vreți, nu mai are de nimic. Un om plin de Duhul Sfânt este plin de jovialitate, de bucurie, chiar dacă trece prin eșecuri. A pierdut autoritatea. Știți ce a spus Domnul Isus tot în aceeași seară? Cui le veți ierta, păcatele vor fi iertate. Cui le veți ține, vor fi ținute. Ce înseamnă asta? Teologia catolică a deformat și a luat doar acest verset interpretând l în felul următor. Biserica poate să ierte păcate. Că uită ce a spus Domnul Isus. Uitând de fapt că biserica nu poate să ierte păcate decât numai așa cum a zis, cum a zis Isus. Și cum a zis Isus? Adică biserica are menirea de a propovădui Evanghelia altora să-i aducă la Hristos. Iar Hristos este Cel ce le oferă iertarea de păcate. Asta trebuie să facă biserica. Businessul biseric, ci ăsta este, în primul rând. Să-i aducă pe păcătoși la Hristos și Hristosul care are sângele său, care... pentru că altfel s-ar intersecta cu ceea ce spune Apostolul Ioan. Tot el scrie. Căci dacă cineva a păcătuit, ce avem? avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Asta trebuie să propovăduiască biserica. Însă Toma a pierdut. Știți cum ajută biserica pe cel păcătos să se îndrepte? Corijându-l, disciplinându-l. Dispare încet, încet disciplina din biserică. Adică nu pot să-l pun sub disciplină pentru că nu vreau să am reacții adverse. Reacțiile adverse pot să fie diverse. Pot să fiu vorbit de rău, pot să fiu, știu eu, să mă trezesc cu o tensiune în biserică și așa mai departe. Dar uitați ce spune Apostolul Pavel, misiunea bisericii nu este să-și împuște răniții, ci să-i salveze. Faptele Apostolului, capitolul 5, corvarul din Corint, Biblia ne vorbește acolo despre acest om din Corint care a păcătuit foarte grav. Citiți vă rog 1 Corinten capitolul 5. Dar în 2 Corinten capitolul 2, de la 5 la 11, apostol, același apostol spune așa: Iertați-l pe cel din Corint, ca să nu fie doborât de prea multă întristare. Primiți-l înapoi. Ce s-a întâmplat între timp? între momentul păcatului și momentul reprimirii. Acel om s-a întâlnit cu Hristos. Hristos i-a oferit iertarea. Și pe cine îl iartă Hristos, îl iartă și biserica. Da, biserica are autoritate în a disciplina. Ce legi pe pământ, va fi legat și în cer. Ce dezlegi pe pământ, Va fi dezlegat și în cer. Adică biserica a constatat că omul ăsta s-a pocăit, liderii au constatat că omul ăsta s-a pocăit și trebuie eliberat. De sub subdisciplină. Și în modul acesta a primit iertarea. Dragii mei, de ce e important să vină creștinii la biserică? De ce e important? Și aș vrea să vedem. Ce să facem noi să vină alții la biserică? Ce să facem noi? Știți ce s-a întâmplat acolo? Eu cred că ucenicii ăia când Toma a lipsit n-au stat liniștiți. N-au stat liniștiți deloc. Și după ce Iisus a dispărut în prima uh, zi, în prima seară a, a învierii când Toma lipsea, după ce Isus uh, s-a terminat adunarea, Iisus a dispărut iar dintre ei. Știți ce au făcut ucenicii ăia imediat? S-au dus să-L caute pe Toma. Și au zis, Toma, a venit Domnul, a înviat Domnul, ai și tu la adunare. Vezi că lipsește cineva de lângă tine? cheamă la adunare. Nu fi indiferent dacă cei de lângă tine lipsesc. Pentru că Biblia spune în 2 Corinteni, capitolul 2, de la 12 la 13, de exemplu, Apostolul Pavel se duce în Troa și când ajunge în Troa, el are ocazia să predice Evanghelia acolo. Dar simte că îi lipsește cineva. Lipsește cineva din biserică și cu toate că mi se aveam ocazia să predic Evanghelia, zice Pavel, n-am predicat Evanghelia pentru că nu l-am găsit pe tit în adunare. Și până nu-l găsesc pe tit în adunare, nici nu pot să încep să predic. Mă duc să-l caut pe tit chiar dacă o mie mă ascultă. Tit lipsește. De ce e așa de important un frate să nu lipsească din adunare? Pentru că noi suntem mădulare unii altora, scrie Biblia. Asta spune Pavel. Știți, Trupul meu are două mâini, da? Uitați-vă, aveți fiecare două mâini, da? Știți ce vreau să vă rog în momentul care urmează? Vă, dacă nu vă cer prea mult, vă rog frumos, dați cu mâna dumneavoastră dreaptă, dați mâna cu mâna stângă, dați mâna așa. Nu vă fie greu, dați mâna. Spuneți-mi, când mâna dreaptă se întâlnește cu mâna stângă, ar putea să zică mâna dreaptă că simte ceva străin în mâna, în mâna ei. Nu? Ați dat mâna? Ce ați simțit? Mâna dreaptă nu-i străină de mâna stângă, da? De ce? Pentru că sunt din același trup. Dar acum întoarceți-vă unul spre altul și dați mâna unul cu celălalt. Și țineți mâna unuia în mâna celuilalt. Spuneți-mi ce simțiți când dați mâna unul cu celălalt. Simțiți o mână străină. Bă, dacă nu simțiți, n-aveți simțuri. Simțiți o mână străină. Bine că nu simți. Știți ce vreau să vă spun cu asta? Că noi, ca și făcând parte din același trup al lui Hristos, nu suntem străini unii de alții, ci facem parte din același trup. Nu te doare că mâna dreaptă sau mâna stângă azi nu la biserică? Că trupul este incomplet? Știți ce vreau să vă rog? Sunați-i pe cei ce nu vin la biserică. Nu pot să o fac doar eu sau frații păstori care suntem aici. Am făcut-o odată la pandemie și mi-a luat câteva zile să sun peste 2500 de telefoane. Știți, și astăzi mai mă întâlnesc cu oameni care nu mai sunt aici. Au plecat, s-au mutat în alte părți din Maramureș sau din țară, dar și astăzi își amintesc, mulțumesc că m-ai sunat atunci, nu m-a sunat nimeni din 30 de ani, ce mă bucur că m-ai sunat. Știți ce mult contează un telefon care nu costă nimic, că e pe gratis? Timpul se duce. Aș vrea doar să mai prezint punctele și să rămâneți măcar cu ele. Ca să mă întâlnesc cu Hristosul răstignit trebuie să vin la biserică. Doi, trebuie să-mi exprim sincer sentimentele interioare. Dacă nu crezi, spune-i lui Isus că nu crezi. Nu încerca să-L impresionezi, să-I spui, Doamne ce bun eu, Doamne ce... Tom auzi, știi ceva, Doamne, tu știi că eu sunt dintr-o bucată, eu sunt din cea mai săracă familie, pentru că se presupune istoric că Toma sau Didimus, Toma în greacă, în ebraică, Didimus în greacă, aceeași persoană, geamă nu... Se presupune că era dintr-o familie foarte săracă și el a venit în Galileea ca să-și găsească să fie pescar, slugă la pescari. Dar omul acesta a fost sincer, deosebit de sincer. Doamne, le-au spus ucenicilor, eu nu cred. Știi ce greu e să fii sincer cu frații? Pentru că nu știi cum, cum o pățești dacă ești sincer. Dar cu toate acestea merită să fii sincer. El s-a dus și a spus fraților, eu nu cred. Eu nu cred. Puteți să-mi spuneți voi ce vreți? Eu nu cred. Și sinceritatea lui l-a făcut pe Iisus să se întâlnească cu Toma. În al treilea rând a vrut să aibă o experiență personală cu Domnul Iisus. El nu s-a mulțumit că i o predicat alții. El a zis, eu vreau să mă întâlnesc cu el. Și drept beneficiu, în al patrulea rând, el a făcut o declarație personală. Nimeni, niciunul din ucenici n-a făcut acea declarație care a făcut-o Toma. Domnul meu Dumnezeul meu. Aș vrea pentru aceste lucruri să te motivezi să nu mai lipsești niciodată de la biserică. Să vii și după masă. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să mulțumim lui Dumnezeu.